Alexandru, sunt căsătorit, am doi copii, de profesie sunt inginer agronom. În primul rând vreau să mulțumesc organizației județene și organizației centrale pentru sprijinul acordat vis-a-vis de candidatura mea. Sunt tânăr, provin din mediul privat, nu am avut întreaga mea activitate, chiar dacă este una scurtă, nicio legătură cu statul. Am fost mânat să intru în această cursă electorală de piedicile pe care le-am întâlnit în activitățile curente pe care le-am desfășurat în societățile pe care le conduc, vis-a-vis de fondurile europene, de procedura greoaie pe care am întâmpinat-o. Am crezut că prin experiența pe care am acumulat-o într-un timp scurt, relativ că sunt tânăr, am 30 de ani, pot aduce un plus valoare societății, iar întreaga mea activitate a fost bazată din momentul în care am venit de la facultate și am început munca efectivă în agricultură, a fost bazată pe fondurile europene. Am reușit să accesez câteva proiecte și am văzut unde sunt punctele slabe ale României în accesarea acestor fonduri. Și cred că experiența pe care o am în agricultură și în accesarea de fonduri europene poate fi benefică pentru Brăila, cât și pentru România. V-ați făcut un calcul respectiv la suma aceea accesată din fonduri europene, la câte proiecte ați avut? Puteți mai arăta problema? Care e suma totală? Suma totală pe care am accesat-o prin grupul de firme pe care îl reprezint este 12 milioane de euro. Sunt fonduri pentru mediul privat și fonduri care sunt publice pe OAI. OAI-urile sunt... prima mea conferință și preclinatorul. Spune-ne, te rog, dacă intenționezi să acționezi în instanță acele persoane care te denigrează sau care te denigrează. Nu m-am gândit la acest moment dacă voi acționa sau nu voi acționa în instanță. Cred că nu. Când am intrat în această cursă, mi-am asumat, știam că vor fi și chestii de genul, îmi asum. Nu-i... Bine, nu sunt faptele reale, nu coincid cu ceea ce a fost prezentat în presă. Bun, dacă tot ați trimis ieri un comunicat de presă în care s-a încercat, nu știu, explicații pentru ce s-a scris despre dumneavoastră, dar nu s-a reușit explicația. Spuneți-ne clar ce e adevărat și ce nu e adevărat din ce s-a întâmplat. Deci s-a spus că sunteți un scandal agil, că mergeți și sunteți spaima Făureiului și spaima și altor comune, da, că săriți la bătaie și că mai multe persoane au ajuns să fie rănite, în sfârșit lovite, au fost lovite nu de este, dumneavoastră. Ce e adevărat și ce nu e adevărat? Nu este nimic adevărat. N-ați fost niciodată implicat în niciun fel de conflict? Am fost acum, nu știu, 5-6 ani implicat într-un conflict care a fost relatat total greșit la momentul acela. În 2016 a existat o plângere că am fost eu agresat și că aș fi agresat de pe cineva. În urma cercetărilor de la poliție, eu nu am primit nici măcar o amendă, iar persoana care m-a reclamat pe mine a fost amendat. Deci, eu cred că rezultă că eu am fost cel agresat. Dar nu vreau să pozez în victimă și nici că sunt cel mai corect și cel mai cinstit. Scuzați, dar în care povestiți arată ceva. Spuneți ce a fost, nu ce a zis. Nu a fost nimic, a fost un conflict spontan. Cu vorbe, cu ce? O discuție mai apesă. Un singur astfel de conflict am mai fost relatat într un conflict în care eu nu am avut nicio implicare. Doar că am fost la o discotecă atât. În 2013, când aveam 22-23 de ani. Da. Mă bucur că ați pus întrebarea, că mi-ați dat ocazia ca să explic. Vă mulțumesc. Asta implică că aveți un temperament vulcanic, așa și că... Nu? Nu, de ce neapărat? Nu neapărat? Nu neapărat. Dar haideți să stabilim un lucru. Noi trebuie să căutăm oamenii care au făcut lucruri, care se remarcă cu ceva. Și sigur, dacă vrem să căutăm în continuu cancană, putem să dezvoltăm din orice mic subiect, să facem un dită mai subiectul care ține primele pagini ale ziarilor în toată țara. Cred că este importantă activitatea omului. Poate că, la o anumită vârstă, toți am avut 22 de ani, absolut toți, n-am sărit unul de vârsta aceea, a tinereții,
Dar dacă lucrurile sunt clare, sunt simple, nu există, cum să spun eu, nu există pur și simplu sancțiuni sau lucruri concrete acolo, așa din povești, pentru că sunt unii nemulțumiți, nu? Și lansează, deschid tot felul de subiecte astea acum câțiva ani, pentru că sunt nemulțumiți din diferite motive, din motive personale, ca să spunem așa, nu cred că, poate fi relevant. Domnul Varga... Stați puțin. Păi, rămânem la subiect, că ați... Mai am interesat un lucru, domnul Popa. În ultimii, de când 12 ani, de când aveți 18 ani, ați fost vreodată trimis în judecat cu amendă penală? Sau, adică chestiunile mai joase decât o condamnare penală? Nu am avut nicio amendă penală, nu am fost trimis în judecată niciodată. Nici trimis în judecată? Nu, niciodată. Da, mulțumesc. Și încă ceva, domnul Buboc, că spuneți că trebuie să vedem ce-i frumos, ce-i drăguț, ce-i interesant, ce-i tânăr și așa mai departe. Suntem de acord cu toate lucrurile astea, dar atât timp cât în presă au apărut niște informații, este corect ca domnul Popa să le lămurească, astfel încât cetățeanul de rând care aude sau citește diverse lucruri să știe și din partea celui care este acuzat, care a fost situația și să știe dacă îl poate vota sau nu. Lucrurile cred că sunt simple, vă imaginați că și noi am discutat la momentul în care au apărut, da? Și... Ideea era că pare că se descurcă singur, domnul Adică. Și nu e nevoie să-i luați dumneavoastră apărarea. Și în plus aceste chestiuni care au reapărut în presă, sunt mai vechi, deci au apărut prima dată cu ceva timp în urmă, când persoanele la care faceți referire nu erau supărate nici pe dumneavoastră, nici pe partid, nici pe ce a hotărât partidul acum și așa mai departe. Deci erau niște chestiuni care s-au relatat la momentul respectiv. Mă scuzați să mă întreb. La momentul au fost niște atacuri îndreptate către tatăl meu. Fie în primar, dacă puteți vă uitați, au fost în 2016, înainte de campania electorală.